Dragi colegi, dacă v-aș spune că ne așteaptă o perioadă grea, mai ales vă așteaptă o perioadă grea, ar fi o banalitate, ca și cum până acum n-ar fi fost tot o perioadă grea. Dar va fi campanie electorală, chiar dacă eu n-am avut impresia că ea a început undeva prin 2005, dar asta e altă poveste. Oricum, o să fie campanie electorală și vom avea adversari, dar vom avea și aliați. Și aceștia sunt cei mai importanți. Pentru că aliații noștri sunt oamenii din această țară, pe care PNL i-a slujit în ultimii ani, cu credința că România va arăta mai bine și România arată mai bine, că ea va fi mai prosperă și România este mai prosperă, că drepturile noastre vor fi respectate și ele sunt respectate. Și cred că în campania aceasta care urmează, acestea sunt aspectele pe care va trebui să le discutați cu alegătorii noștri, cu exemple concrete și să ne numărate. Și să-i convingeți că lucrurile acestea sunt cele importante pentru România și pentru copiii noștri și nu risipirea energiilor în vorbăria agresivă și lipsită de substanță pe care o întâlnim, din păcate, la adversari. Am fost criticați în anii din urmă și guvernul Tăriceanu, și guvernele Tăriceanu, și PNL, de foarte mulți jurnaliști. Foarte bine. Pentru că asta este dovada că PNL nu doar spune că respectă libertatea de exprimare și libertatea presei, ci chiar o face. Mai bine să fim noi ținta unor critici, poate uneori justificate, cu siguranță de cele mai multe ori nejustificate, dar executate așa mai la comandă, decât să avem o presă care să se teamă. Sau să avem o presă de aplaudaci care să se închine la idol falși și demagogi. Eu cred că a trecut vremea aceea și nimeni dintre noi nu mai vrem ca ea să revină. Și aș vrea să remarcați un lucru. Că în ciuda tuturor atacurilor cărora a trebuit să le facem față, nici un jurnalist n-a îndrăznit să afirme că PNL sau guvernul Tăriceanu și-ar fi permis să exercite vreo presiune asupra presei. Nici măcar la admonestări publice ale presei n-am recurs și nici nu vom recurge vreodată. Și asta e important pentru că eu sunt sigură că alegătorii noștri știu să aprecieze cum se cuvine acest lucru. Alegătorii noștri înțeleg că un guvern funcționează bine atunci când el intervine cel mai puțin în viața indivizilor. Un guvern liberal responsabil este cel care creează oportunități, dar îi lasă pe oameni să aleagă singuri ceea ce este mai bine pentru ei și pentru familiile lor. Acesta este liberalismul. Și aceasta a fost conduita guvernelor Tăriceanu. E important să le mai spunem aliaților noștri, oamenii obișnuiți din această țară, cărora firește le cerem să voteze PNL în alegerile parlamentare care urmează, că solidaritatea socială nu este o simplă vorbă de campanie electorală. Liberalismul și solidaritatea merg mână în mână, astăzi mai ales, într-o lume globalizată, unde ceea ce se întâmplă pe piețe din Statele Unite, din Asia, de unde vreți dumneavoastră, sigur se resimte și în România. A cultiva spiritul întreprinzător, a da oamenilor posibilitatea de a alege ce este mai bine pentru ei, nu înseamnă a întoarce fața de la cel care are nevoie de ajutor. Numai un guvern irresponsabil ar face așa ceva. Important este însă cum anume asigurăm un astfel de sprijin. Iar guvernul liberal, care a condus România în ultimii ani, a reușit să atragă investiții, a reușit să susțină spiritul întreprinzător, să creeze locuri de muncă și în felul acesta a asigurat resursele necesare. Și dacă vă ajută cu ceva, puteți să le spuneți aliaților noștri, alegătorilor noștri,
că echipa PNL, pe care ei, prin votul lor, au trimis-o în Parlamentul European, nu i-a dezamăgit. Așa cum le-am promis în campanie, noi am promovat România și am reprezentat-o cu demnitate și într-un interval de timp foarte scurt, noi, europarlamentarii PNL, am câștigat respectul colegilor noștri, nu doar din grupul nostru politic, ci și din celelalte grupuri politice. Pentru că seriozitatea, expertiza, munca susținută sunt repede remarcate și apreciate. Felul în care am reușit să ne impunem într-o lume în care nu eram cunoscuți și în care, haideți să fim sinceri, există prejudecăți cu privire la România, e o dovadă în plus că noi, liberalii, credem nu doar în libertățile individuale, ci și în responsabilitatea pe care o avem față de cei care ne-au ales și față de România. Știu că împărtășiți aceste idei și că fiecare din voi faceți, de fapt, același lucru. Important va fi ca în această campanie, în ciuda muzicii de fond care se va auzi și care, fără doar și poate, va fi aria calomniei, să reușiți să vă faceți auzit mesajul privind realizările guvernării liberale și realizările voastre personale. Eu cred că în cele din urmă, în ciuda zgomotelor de fond, oamenii vor înțelege că liberalii sunt oameni de cuvânt. Vă doresc mult succes! Vă doresc mult succes, cu convingerea că succesul vostru nu este doar succesul Partidului Național Liberal, ci este succesul întregii societăți românești. Pe curând ne vedem în campanie, la vest, la est, la sud. Mult succes!